Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. Divizia Națională este în plină desfășurare, iar în weekend a avut loc etapa cu numărul 21, una în care nu au lipsit surprizele. Capul de afiș a fost duelul dintre Zimbru și Petrocub, care, din păcate, nu a avut parte de goluri, însă lupta de pe teren a fost una aprigă. Despre această confruntare, dar și despre realitățile fotbalului moldovenesc, discutăm cu invitații din studioul antrenorul principal al celor de la Zimbru, Sorin Colceag, dar și atacantul galben-verzelor, Ilie Damașcan. Ilie, domnule Sorin, bine ați venit la emisiunea Obiectiv Sportiv. Bine v-am găsit. Seara, Stas. După cum am relatat, capul de afiș al acestei etape cu numărul 21 a fost partida dintre Zimbru și o echipă care în sezonul trecut a ocupat treapta a treia podiumului în Divizia Națională. Domnule Sorin, goluri, din păcate, puține, dar spectacolul nu a lipsit, totuși. Da, din păcate, golurile nu au fost, dar intensitatea jocului și, cred, calitatea și spectacolul nu au lipsit. Din păcate, n-am reușit să ne găsim situațiile de a marca. N-am reușit să facem lucrul ăsta. Am trecut prin niște momente dificile. Meira, portarul nostru, a avut o zi extraordinară. Așa că am scos rezultatul ăsta de 0-0. Cumva ne-a ținut pe loc în ceea ce ne doream să facem, dar mai avem încă 7 etape și vom face totul să ne îndeplinim obiectivele. Domnule Sorin, Ilie, eu propun să urmărim rezumatul etapei a 21-a, după care vom aborda toate fazele periculoase a acestei partide, dar și a etapei. Peste 5500 de spectatori au fost prezenți la cel mai important meci al etapei cu numărul 21 dintre Zimbru și Petrocub. A fost o partidă echilibrată încheiată 0-0. Petrocub a avut cele mai periculoase ocazii în prima repriză, însă Taras și Bejan nu au fost atenți în faza de finalizare. În mitanul secund, galben-verzii au ieșit mult mai motivați pe teren și au hărțuit defensiva adversă. Contrar cursului jocului, în minutul 65, oaspeții au primit penalti după un hands în careu al lui Jardan. Capitanul Victor Mudrac a fost cu execuția, însă nu l-a putut învinge pe portarul Meira. Portughezul dintre buturile lui Zimbru a fost eroul meciului, având parade spectaculoase la șuturile lui Rusu, iar la reluarea lui Mudrac a intervenit în extremis pentru a menține scorul alb. Finalul i-a aparținut lui Zimbru, iar în prelungiri Jardan putea da lovitura, însă nu a putut nimeri spațiul porții dintr-o poziție incomodă. Scor final 0-0, iar Zimbru ratează șansa apropierei de ultima treaptă a podiumului, ocupată chiar de Petrocub. Un suporter a plecat fericit acasă după meci, intrând în posesia unui automobil după o tombolă organizată de echipa chișinăuiană. A doua clasată, Milsami, nu se regăsește. După eșecul la limită de pe teren propriu cu Speranța, orheienii au cedat cu 0-1 în deplasare cu ultima clasată Dinamo Auto. Unicul gol i-a aparținut lui Rebenja în minutul 34. De eșecul lui Milsami a profitat liderul Șerif, care a trecut cu 5-2 de Zarea Bălți. Campioana a fost condusă în minutul 24 cu 0-2 după golurile lui Iermac și Patrick. În continuare, pe teren a existat o singură echipă. Rodriguez a redus din diferență până la pauză, iar în partea a doua, Viespele s-au dezlănțuit. Capici, același Rodriguez, Belousov și Palici au risipit orice emoții în privința învingătoarei. În fine, Speranța Nisporene a surclasat în propriul fief pe Sfântul Gheorghe Suruceni cu 4-1. Oaspeții au condus după reușita lui Puntus, însă Sandu a restabilit egalitatea. Ulterior, Digor și-a trecut în cont o dublă, iar rezultatul final l-a stabilit Tiron în minutul 88. În clasament, lider detașat este Șerif Tiraspol, urmată la 13 puncte distanțe de Milsami și la 17 de Petrocub. Revenim așadar la emisiunea Obiectiv Sportiv. Am urmărit rezumatul etapei cu numărul 21. Ilie, cum apreciezi tu evoluția de pe teren în partida cu Petrocub? Am văzut o echipă a oaspeților foarte bine așezată. Tu ai evoluat atât pe banda dreaptă cât și pe cea stângă. Ai încercat să schimbi pozițiile, însă, din păcate, nu prea ți-a reușit această partidă. Da, într-adevăr, am avut un plan pregătit la meci, unde antrenorul a spus că o să încercăm într-un fel să jucăm, eu pe partea dreaptă cu Semedo pe partea stângă. Inițial am început așa, pe urmă am făcut careva schimbări, dar
Din careva motive nu am reușit să îndeplinim chiar tot ce ne s-a cerut și din păcate am creat mai puține ocazii decât a trebuit pentru ca să înscriem în această partidă și din păcate doar 0-0. Dar de adversar ce pot să spun, Petru Cub în ultimii ani demonstrează un joc foarte bun, într-adevăr, o echipă foarte bună, cu jucători de calitate, dacă câțiva ani urmă ei erau outsiderul diviziei naționale. Acum, în jocul lor, se simte o ascendență foarte mare. Chiar anul trecut au ocupat locul 3, anul acesta, iarăși, până când sunt pe locul 3, au o echipă destul de bună și cred că a fost un meci interesant. Domnule Sorin, v-a surprins într-un fel poziția echipei adverse pe teren, reieșind din faptul că, din ceea ce am văzut în această partidă, ei au avut cele mai multe ocazii, dar ei și-au fost concentrați mai mult pe apărare și au preferat cartea contraatacului. Noi ne așteptam la jocul ăsta din partea lor. Ideea noastră a fost să câștigăm și atunci eram nevoie să atacăm mai mult. Ei ne-au dus într-un joc în care a trebuit să încercăm să jucăm mai mult un atac pozițional și asta ne-a pus în situația de a fi mai deschiși în apărare, lucru care cumva le-a convenit și lor pentru că așa au încercat să joace cu mingile acelea lungi în spatele nostru. Pentru mine, am spus-o și la conferința de presă, diferența între noi și ei la meciul ăsta a fost o chestie de omogenitate. Ei jucând atâta timp împreună și având și calitate, le-a fost mult mai ușor să joace meciul împotriva noastră. Noi încă suntem într-un moment în care încercăm să ne așezăm ca și echipă, ca și grup. Și lucrurile astea au făcut pentru mine diferența jocului. Și totuși, pentru echipa Zimbru am văzut, chiar și am observat anumite carențe în faza de finalizare. Mingea nu prea ajunge la atacant. Asta e mare problemă, totuși. A lipsit, să zicem, Alexandru Onică, un mijlocaș defensiv care știe să ofere pase decisive de la mijlocul terenului. Jocul nostru nu se bazează doar pe un singur jucător. Avem destui jucători de calitate care pot oferi aceste pase. Problema pentru jocul acesta sau poate pentru ultimele jocuri n-a fost pasatorul, ci cel de la capătul pasei care ne-a lipsit. Mai puțini jucători care au fost disponibili să primească mingea, mai ales în spatele liniei adverse și care să încerce să ajungă la finalizare. Cumva s-a schimbat destul de bine jocul când a intrat Neagu. Până atunci noi n-am jucat cu un vârf clasic. N-am avut un vârf de meserie de acolo, din poziția asta, și de asta cumva am suferit. Neagu cumva a încercat să mai micșoreze diferența asta, nici el nefiind un jucător clasic de atacant. Iar pentru mine n-a fost problema pasatorului, ci a fost problema jucătorilor care să primească mingea în spatele adversarilor. Dar și acest Neagu a surprins prin demarcările foarte bune, chiar l-am văzut foarte bine poziționat, făcând pasul la offside, însă probabil este încă tânăr și nu are acea experiență de sânge rece în careul advers. Nu, am spus-o, nu? Diferența între noi și Petru Cub la momentul de față nu e dată de valoare. Eu cred că suntem la nivelul lor, poate suntem și cu valoric la nivelul lui Milsami. Diferența între noi la momentul ăsta e o chestie de omogenitate. E o chestie de omogenitate pentru că calitatea există. Cum și Neagu e un jucător care are destulă calitate și el are nevoie de timp să se integreze în grup, să înceapă să înțeleagă jucătorii, colegii să-l înțeleagă mai bine și de aici lucrurile vor evolua într-o direcție foarte bună. Elie, atunci când vorbim de omogenitate, vorbim de cum se înțeleg și cu echipierii între ei în respectivele partide, tu cum simți echipa referitor la colectiv? E destul de unit în momentul de față grupul de la Zimbru sau încă e vorba de adaptări ale unor jucători care au venit recent la formație? Posibil încă mai continuă o perioadă de adaptare pentru unii fotbaliști, însă pe meci ce trece, pe timp ce trece, se simte că noi devenim mult mai uniți, chiar pe
pe teren și în afara terenului. Avem un grup foarte, foarte bun, ne înțelegem foarte bine între noi, suntem prieteni în afara terenului și cred că pe meci trece se simte un progres din partea noastră, dar totuși până când nu am ajuns la punctul cel unde ne dorim. Dar se simte un progres și asta este un fapt bucurător. Tu ești, de fapt, și un discipol al echipei Zimbru Chișinău. Ți-ai prelungit contractul cu gruparea la începutul acestui an, prin luna februarie. Ce te-a făcut să accepți o nouă înțelegere? Sau poate îți dorești să evoluezi în afara țării? Sau încă crezi că ești prea tânăr pentru a face acest pas? Nu, nici într-un caz nu sunt prea tânăr. Avem exemple când fotbaliștii mult mai tineri din divizia națională pleacă peste hotare. Fratele tău? Chiar și fratele meu, Nicolaescu, care tot a jucat la Zimbru până acum, același stână. Zimbru a fost, este și va fi mereu un club cu care are ambiții în fotbal, nu doar moldovenesc, dar și în meciurile internaționale. Pot spune că asta m-a face să fiu mândru că reprezint această echipă și cred că fiecare și-ar dori să aibă o șansă să joace la Zimbru. Iar mie, dacă mi s-a oferit, eu m-am acceptat cu cea mai mare plăcere și sunt, mă repet, mândru că reprezint acest club. Și totuși, Ilie, dacă e să vorbim despre performanțele la nivel de club, Zimbru a cam dezamăgit în ultimii ani. Dacă ne uităm la palmares, ultimul titlu de campioană e în urmă cu 18 ani, e o perioadă totuși îndelungată. Ce se așteaptă totuși fanii acestei echipe? Pentru că, dincolo de faptul că este unul din cele mai iubite cluburi din Moldova, se așteaptă mult mai mult de la formație. Da, într-adevăr, așa este. Din cu părere de rău, nu sunt chiar așa de multe trofee în ultimul an. Cred că ultimul trofeu a fost cu 4 ani în urmă, Cupa și Supercupa Moldovei. Da, tu ești deținător acestor trofee. Numai da. Titlul ți lipsește, iată. Da, într-adevăr, îmi doresc foarte mult să iau titlul cu Zimbru. Dacă anul acesta, din păcate, este real să privim lucrurile, Șerif deja are un avantaj foarte mare chiar de locul 2. Da, 30 da, de puncte, da. E un avantaj mare. Da, e un avantaj mare, dar noi avem în continuare meci cu Zarea, jucăm în Cupă. Cupa este un alt turneu care ne permite să obținem un trofeu anul acesta. Desigur, noi o să ne bazăm și pe Cupă, adică o să fim concentrați pe Cupă. Este ca un obiectiv a nostru, plus Cupa permite accederea în Europa League, ceea ce este tot unul din obiectivele noastre. Domnule Sorin, după cum am spus, Zimbru are o tradiție bogată, o istorie, eu zic, răsunătoare când vorbim de fotbalul moldovenesc. Totuși, ați preluat echipa la începutul lunii august. Ce v-a făcut să acceptați propunerea, având în vedere că obiectivele din acest sezon nu prea sunt mărețe, ținând cont de divizia națională? Nu mă refer aici la cupă. Da, imaginea pe care o am vis-a-vis de Zimbru e aceeași pe care o a deschis-o și Ilie. Un club cu tradiție, un club puternic, o imagine foarte bună. Și ăsta cred că a fost primele aturi. Al doilea lucru, faptul că se poate obține, poate nu o performanță cum ar aștepta suporterii lui Zimbru, dar se mai poate obține o performanță și anul acesta, calificarea cupele europene. Și nu e un lucru chiar simplu. Și am zis, de ce nu? De ce nu să încercăm lucrurile astea? Deci, atunci când ați semnat contractul cu Zimbru Chișinău, vi s-a stabilit un obiectiv. Absolut. Participarea în cupele europene. Absolut, da. Da. Și în cazul în care se ratează această oportunitate, domnule Sorin, ce veți face? Să termină contractul. E simplu. Deci așa spontan? Eu sunt angajat doar pentru chestia asta, să îndeplinim un obiectiv. Nimic pentru nimic altceva. Bine, dar contractul e pe un an și jumătate. Da, discuția inițială este pentru un an și jumătate. Vom vedea. Vom vedea, pentru că am spus mai devreme două lucruri legate de suporteri și legate de echipe.
Nu sunt în postură aici să dau lecții de sau să... Eu îmi spun doar părerea mea din poziția pe care o am. Este că suporterii iubesc clubul Zimbru. Grupul acesta face parte doar, este doar o mică parte din tradiția clubului. Dar spectatorul adevărat ține cu Zimbru, indiferent de cine se va afla pe teren, pentru că cine ține cu Zimbru. E o altă discuție de grupul care în momentul de față reprezintă Zimbru, iar ca acest club, această echipă să poată avea performanță, trebuie construit ceva. Iar construcția întotdeauna înseamnă timp. Prin ceea ce suntem acum, grupul care suntem acum, încercăm să câștigăm timpul necesar pentru a construi un proiect care să ducă o echipă să lupte la titlu. Dar necesită timp. Încă o dată, pentru noi, în momentul de față, sau cel puțin viziunea mea pe care o am în momentul acesta legat de grup și de echipă, primul lucru care e cel mai important, accederea în cupele europene și în același timp construirea unui grup pe baza căruia să poată face o echipă care mai târziu să se poată la campionat. Da, bine, în sezonul trecut, Ilie, domnule Sorin, conducerea galben-verzilor spunea că se va baza pe propria pepinieră, adică pe școala de fotbal a clubului Zimbru. Vedem totuși anumiți jucători care sunt puși în lista de joc. Ilie, și iată, până la urmă ajungem că Zimbru semnează cu jucători străini. Aici mă refer și la Semedo, mă refer și la Neira și Bambara. Până la urmă, valoarea jucătorilor autohtoni nu este îndeajuns să obțină performanțe și e nevoie de aducerea unor jucători străini? Anul acesta pot spune că noi am început practic 90% din componența noastră a fost doar discipul Zimbru. Și am avut, la fel, am avut careva rezultate bune, chiar am jucat în finala Cupei Moldovei, doar cu discipolii noștri. Cred că acesta tot este un factor important. Dar pe parcurs s-au luat anumite decizii că o să vină fotbaliști de calitate, care o să ne ajute să progresăm și să ne atingem obiectivele mai departe, adică Cupele Europene și Cupa Moldovei deja din anul acesta. Surpriza neplăcută a etapei a fost înfrângerea vicecampioanei Milsami, însă surpriza plăcută a fost, domnule Sorin, cu siguranță asistența de la această partidă. Ilie, mai ții minte când ai jucat sub o asemenea asistență la un meci din Divizia Națională? Sincer, la un meci simplu de Divizia Națională nu am jucat niciodată cu așa mulți spectatori. Este foarte plăcut că lumea a venit la stadion să susțină Zimbru, pentru că Zimbru la moment este unicul club din Chișinău. Toată lumea iubește Zimbru, dar până la urmă nu este la noi, nu știu din care motive, nu este într-atât de iubit cum în alte țări fotbal. Pentru că în alte țări lumea merge la fotbal ca la sărbătoare. În ziua meciului uită de tot, de serviciu, de toate chestiile și știu că trebuie să plece la fotbal, să susțină echipa preferată, dar la noi până când nu este aceasta, dar cu timpul sper că unele lucruri se va schimba și lumea va merge la fotbal ca la sărbătoare. Domnule Sorin, ați rămas impresionat de spectatori care, după părerea mea, au plecat cam dezamăgiți din punct de vedere al scorului de pe tabel. Da, păi asta e ceea ce am încercat să vă spun și prima oară. Faptul că spectatorii sunt două tipuri de oameni care vin la fotbal. Sunt cei care sunt fideli clubului și vin pentru tradiție, pentru club, pentru că clubul ăsta ne reprezintă pe noi sub o anumită formă, și ceilalți care vin doar pentru spectacol. E clar că fiecare are așteptări diferite de la joc. Dar încă o dată, noi am încercat să îndeplinim dorințele ambelor grupuri. Să avem și spectacol, dacă vreți, și să încercăm să ajungem și la rezultat. Din păcate, mai există și un adversar care te va împiedica sau își va dori același lucru ca și tine. Uneori poți, uneori nu poți.
Dar cel puțin din punct de vedere al intensității a jocului, eu cred că a fost un joc de calitate. Încă o dată, ne-a lipsit rezultat. Ilie, crezi că o problemă la Zimbru e faptul că în câteva luni doar s-au perindat mai mulți tehnicieni la cârma echipei? Vorbesc aici de Vladimir Aga, de domnul Secu. Până la urmă, dacă vorbim de o continuitate, atunci la nivel de cârma echipei, aceasta nu prea e viabilă. După cum s-a menționat anterior, pentru a face ceva, a atinge un scop și a crea o echipă bună care va avea continuitate, este nevoie de timp. Din careva motive, așa s-a primit că au fost mai multe schimbări și în timpul cel puțin care s-a acordat, pur și simplu cred că nu a fost destul timp. Dar pentru continuitate este mai mult timp. Acum careva lucruri s-au schimbat, mergem pe o pandă ascendentă, deja se simt careva schimbări și sper că așa vom continua și până la urmă ne vom atinge toate scopurile. Ilie, domnul Sorin Colceag este al cincelea antrenor român care o preia pe Zimbru Chișinău. Fără menajamente, cum îl caracterizezi pe tehnician? Fără. Acum n-am dreptul să spun ceva de rău, că... Nu. Poți să zici. Pot spune că domnul Sorin, într-un timp scurt, a făcut foarte mult pentru noi, pentru jocurile noastre, cât și ca un sfat în afara fotbalului. Suntem într-o relație foarte apropiată, adică avem o relație foarte apropiată între fotbaliști și antrenori. Cred că acesta este un plus, pentru că prin discuție, când avem o problemă, noi permanent ne străduim să găsim un numitor comun, să discutăm și să găsim o soluție împreună. Și asta este, într-o oarecare măsură, dacă se poate așa de spus, cheia succesului. Domnule Sorin, bilanțul de când ați venit la echipă, 3 victorii, 3 remize și o înfrângere la scor în fața rivalei de moarte și Rift Tiraspol, așa cum era în trecut. E mulțumitor acest bilanț pentru dumneavoastră? Sunteți mulțumit de lotul pe care îl aveți la dispoziție acum? Sincer, eu personal nu sunt mulțumit de rezultate. Nu sunt mulțumit pentru că l-am spus-o și lor și sunt sincer când spun lucrurile astea. Nu sunt lucruri de așa de diplomație sau... Le-am spus sincer, eu consider că iau valoare. Dar sunt anumite lucruri care necesită timp, mai ales omogenitatea, mai ales integrarea multor jucători, mai ales relația dintre noi să poată fi mult mai deschisă. Necesită timp. La un moment dat vorbeam cu grupul de străini care a venit în aceeași perioadă cu mine, n-a trecut decât o lună jumătate. E foarte greu la nivel uman să zici că deja ne cunoaștem foarte bine și că avem niște relații extraordinare. Și de asta spun, calitatea există. Deci pentru mine nu e niciun fel de semn de îndoială. Și dacă aș fi făcut așa un raport între calitatea jucătorilor și rezultate, clar nu eu cel puțin nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit. Cum, spre exemplu, 3-0, un rezultat care nu reflectă exact ceea ce s-a întâmplat pe teren. Numărul de situații de gol, numărul de șuturi pe poartă ne este favorabil, din păcate rezultatul a fost împotriva noastră. Dar per total au fost multe, multe părți ale jocului, dacă îl luăm să-l analizăm așa pe bucăți, sunt multe momente ale jocului care nu au fost egale lui Șerif, poate undeva am fost chiar mai buni, raportându-ne la situațiile de gol create, raportându-ne la minutele de posesie, calitatea posesiei, cum s-a desfășurat, cât a fost în terenul nostru, cât a fost în terenul lor. Dar din păcate, asta fac la un moment dat doar parte din procesul de creștere până ajungi la un rezultat. Iar noi asta încercăm, să pornim un proces de dezvoltare, de omogenizare a echipei și în același timp să avem obiectivul de a avea rezultat. V-a surprins, Șerif, credeți că are clasă peste toate echipele din campionat? E clar, e o diferență între Șerif și restul echipelor. Pentru mine personal, la momentul de față, așa cum am văzut toate echipele, e doar o chestiune dacă ei nu vor să câștige campionatul, nu dacă ceilalți se pot apropia să bată cu ei.
Pentru că același sentiment l-am avut de fiecare dată când i-am văzut jucând împotriva diferitor adversari. Este că dacă ei se mobilizează la maxim, foarte greu să poată fi învinși și în momentul de față. Ilie, vorbim aici de rivalitatea cu echipa tiraspoleană. Din păcate, această rivalitate a fost cam ștearsă în ultimii ani. Zimbru nu mai arată acea forță ostilă împotriva Viespilor. Care este problema? Nu pot spune acum un motiv clar, că într-adevăr aceasta este problema și dacă era așa tot de simplu, lucrurile mergeau altfel. Însă, într-adevăr, Șerif au o echipă foarte bună, cu jucători de calitate, ei o echipă ambițioasă. Nu pot spune că noi nu avem aceste calități. Însă, nu știu, poate... Nu pot spune un motiv clar de ce așa decurg lucrurile. Fi ghinionul sau valoarea totuși își spune cuvântul. Posibil chiar și în meciul acesta a fost un meci egal, însă nu poți lămuri cuiva scorul 3-0. Lumea care a fost la stadion a văzut meciul și a spus că într-adevăr ați jucat bine, dar până la urmă scorul este 3-0. Nu este nicio scuză. Poate detaliile mici au făcut diferența și undeva poate experiența lor. Eu sper să treceți ușor repede peste această înfrângere, că da. Totuși e nevoie de o reabilitare morală. Absolut. Și absolut vreau să trecem la următorul meci din Divizia Națională, domnule Sorin. Veți reîntâlni echipa Milsami Orhei și e un lup rănit. Orheienii au două eșecuri consecutive cu același scor de 1-0. Credeți că se poate împiedica pe terenul lui Zimbru Milsami? Eu o să fac o legătură de ce, subiectul de dinainte cu meciul următor. E faptul că în disputele astea, o victorie înseamnă că ai făcut un pas înainte față de ce erai tu cu o zi înainte. Chiar dacă n-ai câștigat bătălia. Iar pentru noi, în momentul de față, ăsta e procesul pe care îl urmăm. Să devenim mai buni decât am fost cu o zi înainte sau la meciul trecut. Pentru că doar mergând de maniera asta, putem să avem speranțe mari legate de rezultate. Și asta e, cum să spun, încrederea pe care o am în ei. Faptul că, exact ce spune Ilie, grupul devine din ce în ce mai bun, ne lipsesc anumite detalii care trebuie să le eliminăm sau cumva să le minimalizăm, în așa fel încât să ajungem la rezultate. Cu ideile astea, de aia sunt optimist pentru meciul cu Milsan. Pentru că deja începem să arătăm mai bine, începem să facem pași în direcția în care trebuie să facem. Acum ne mai lipsesc rezultatele. Iar încă o dată, la ele vom ajunge doar continuând să îmbunătățim acest proces și eliminând micile greșeli. Ultimul duel direct a fost 1-1 cu Milsami. Acum îi primiți. Ce așteptări ai, Ilie, de la această partidă? Pentru că, cum am mai spus, Milsami va veni cu mari ambiții. Da, într-adevăr, cred că va fi un meci interesant, cu multă luptă. Meciurile dintre Zimbru și Milsami permanent au fost unele interesante pentru spectatori. Ei, de asemenea, au o echipă bună, nu în zadar sunt pe locul 2 în Divizia Națională. Cred că va fi un meci cu caracter încins și sper să vină cât mai multă lume la stadion și să primească plăcere, pentru că sunt sigur va fi un meci interesant. Și să nu vadă la finalul un 0-0 pe tabelă. Nimeni nu pornește cu gândul ăsta. Vă spun, 0-0 e doar o întâmplare. Eu cel puțin ca antrenor nu pot gândi vreodată cum poți să pregătești un joc de 0-0. Mai ales în situația noastră, noi trebuie să câștigăm. Cum poți să pregătești? Da, e o întâmplare, pur și simplu e o întâmplare, 0-0. Dar gândurile, intențiile noastre, dorința noastră, victorie, n-avem cum altfel. Domnule Sorin, dumneavoastră ați evoluat pe poziția de portar în carieră, ați jucat la numeroase echipe prin Grecia și pe în România, la multe echipe ați antrenat-o pe Metalo Globus București, echipa națională Under-17 a României.
Dacă privim să facem o comparație între jucători, care credeți că este problema fotbalistului moldovean atunci când vine vorba de prestația pe teren și, de ce nu, mentalitatea de învingător, mă refer aici? E timpul pe care l-am în Moldova efectiv acum nu e unul foarte așa îndelungat care să-mi permită mie să spun cu certitudine astea sunt problemele. Până la momentul de față, ceea ce înțeleg din ceea ce în jurul meu este că fotbaliștii moldoveni au clar calitate. Ce le lipsește? Le lipsește un anumit tip de mentalitate. O mentalitate care se construiește zi de zi. Iar ei, în momentul în care vor înțelege că mentalitatea asta trebuie să ader la ea și să fac din ea o obișnuință, în momentul ăla vor face progrese enorm de mari. Pentru că, încă o dată, calitatea există. Ei trebuie doar să-și schimbe cumva mentalitatea, să creadă cu tărie în tipul ăsta de mentalitate și să facă toate eforturile zi de zi până când devină o obișnuință. În momentul în care lucrurile astea vor deveni o obișnuință, calitatea lor va ieși la suprafață fără niciun fel de problemă. Pe timpul când antrenați naționala de Under 17, ați remizat cu echipa similară a Luxemburgului un 0-0 și da. Presa a pus pe jar acest rezultat. Da. Rușinos. Să știți că noi am luat 4 de la echipa mare. Nu, avem o altă perspectivă în ceea ce înseamnă meciurile astea. De ce? Pentru că dacă iau strict jocul acela, lumea nu vede detaliile. A pus doar Luxemburg, dar nu vede detaliile din spate însemnând. Jucători naturalizați. Unul dintre cei mai buni jucători al echipei, cel mai bun jucător al echipei, a fost cumpărat de Bayern München pentru vreo 3 milioane de euro. Deci noi în România n-am reușit să vindem seniori cu nivelul ăsta de bani, i-au vândut un junior, dar care nu era de naționalitate luxemburgheză, era de naționalitate bosniacă. 4 dintre ei erau naturalizați cu cetățenie norvegiană, vreo 5 din țările est-iugoslave. Iar astea sunt detaliile. Faptul că ei au naturalizat niște jucători de calitate, au în spate un proiect foarte, foarte, foarte bun, care funcționează și are deja timp în care au perfecționat și acum să văd rezultatele. E ceea ce vorbeam mai devreme. Deci nu trebuie să ne mire eșecul cu Luxemburg. Nu știu. Aici nu văd poziția Moldovei, pentru că nu am ca și echipă națională, ca și grup, ca și toate astea. Dar eu vă spun care e perspectiva Luxemburgului. Un grup foarte, foarte bun, care se bazează pe un proiect extrem de bun. Noi, în momentul în care am jucat cu ei, directorul turneului era un elvețian care cunoștea foarte bine din partea UEFA, cunoștea foarte bine echipele. După meci, omul a venit direct la noi și ne-a felicitat. Voi sunteți surpriza turneului, pentru că pentru mine, din ce văzusem toate echipele, Luxemburgul trebuia să fie numărul 1 în competiția asta. Dar voi a jucat peste ei, singurul ghinion care l-ați avut este că n-ați bugat în poartă, dar rest a jucat peste Luxemburg. Bine, domnule Sorin Ilie, ne-am apropiat repede de finalul emisiunii și mai am o ultimă întrebare pe scurt. Care este obiectivul sportiv neîmplinit al lui Ilie Damășcan? Desigur, îmi doresc să am o carieră de succes în fotbal până când am doar sau deja 22 de ani, până când am evoluat doar la Zimbru, dar desigur vreau să simt gustul unui campionat care mai este puternic, mai valoric decât cel de divizia națională, unde lumea iubește fotbal, unde merge la stadion, unde într-adevăr în așa clipe te simți fotbalist. Domnule Sorin, pe scurt, un obiectiv sportiv neîmplinit pe care îl aveți sau aveți în cariera de antrenor chiar mi-am îndeplinit toate obiectivele. Deci toate obiectivele care le-am avut, la orice echipă mi-am îndeplinit obiectivele. Da, la Zimbru rămâne obiectivul de același, participant cu cupele europene. Și vom juca. Asta e ceea ce cred și ceea ce știu că se va întâmpla. Mult succes. Mulțumim. În activitatea pe care o aveți. Mulțumim. La echipa Zimbru Chișinău. Ilie, și ție multă baftă pe teren, să fii mult mai incisiv în faza de finalizare și în partida cu Milsami, multă baftă și încă o dată să fie acel spectator al 12-lea jucător pe teren fericit la finalul celor 90 de minute. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
Stimați telespectatori, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. Am discutat despre echipa Zimbru Chișinău, perspectivele acestei echipe care vrea în cupele europene alături de noul tehnician al galben-verzilor, Sorin Colceac. Le urăm multă baftă galben-verzilor și toate bune!